Tot mai mulți tineri boxeri moldoveni se afirmă pe arena internațională. Despre perspectivele boxului moldovenesc discutăm în continuare cu selecționerul național de tineret Veceslav Gojan și pugilistul Daniel Cojocar. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Veceslav, o medalie de argint și două medalii de bronz la europenele Under 18 din Bulgaria. Sunteți mulțumit de acest rezultat? Primul lot care e a Republicii Moldova, care a participat la campionatul european, pentru care a văzut nu numai noi înăuntru acolo, dar a văzut și țările străine care au fost, cum noi ne susțineam unul pe altul, cum băieții retrăiau unul de altul, asta au fost și un grăunte pus în sacul care trebuie să fie pentru a obține așa rezultat. Foarte plăcut când toată echipa susține un boxier, un coleg de lor, asta e ceva... Pentru că asta vedem și la lupte sau judo, unde sunt rezultate. Bine, da. Atmosfera e bună când sunt rezultate. Numai din motivul că cât este echipa este unită, cu atât și cu așa, este și rezultatele mai mari. Daniel, tu cum te-ai simțit în sânul echipei naționale? Eu m-am simțit foarte bine, iubit de toți, spunem, frații mei, care au fost acolo cu mine, m-au susținut toți. Dar ce inspirație pentru voi este când lângă voi se află un medaliat la Jocurile Olimpice, cum este Veceslav Gojan? Știe bine cum să ne orienteze, bine înspre să câștigăm, să ne motiveze, nu numai să fie dulce, dar să fie și cu mâna grea, cum se spune. Puteai să urci tu pe podium dacă învingeai un pugilist din Kosovo? Cred că se putea face mai bine, dar eu am dat toată inima, am dat-o pentru meciul ăsta, să pot câștiga și să pot face mândru antrenorii mei și antrenorul care era la colțul meu. Ai accent italian pentru că ai locuit un pic în Italia, ai făcut și fotbal acolo. Box faci de nu foarte mult timp, te antrenezi la Chișinău sub îndrumarea lui Tudor Ciobanu. Da. De ce ai ales boxul? Mie îmi place mult sportul și boxul are multe emoții, multe emoții, îți dă energia care poate tu ți-o ții înăuntru. Cu boxul eliberez foarte bine. Ne ajută tot corpul cu ajutorul antrenorului. El te ajută să menții corpul sănătos și voinic. La fotbal e un sport de echipă și acolo e mai greu să obține rezultate, că e 11 la 11. Aici e un sport individual. Iată, Veceslav, am văzut, singur a obținut și titlul european și se poate obține rezultate. Vedem cum vorbește Daniel cu multă pasiune. Alți boxeri de asemenea s-au afirmat, Ianuș Caravan, un sportiv la fel de talentat, originar din Tiraspol, a ajuns până în finală, a obținut 3 victorii grele. Eu aș spune, este viitorul boxului moldovenesc, acum selecționata aceasta, care sunt n-aș numi toți boxerii, dar jumate de echipă care noi acolo am participat, este posibil de a obține, dar și cota olimpică la Paris. Apropo de Ianuș Caravan, a pierdut în final georgianul Demur Kayaia în finala categoriei 63,5 kg. Ce i-a lipsit să obțină victoria și titlul de campion european? Puțină experiență avea ca adversarul lui, mai puțin, dar pe parcurs am văzut care este minusul a boxerului, la ce trebuie de lucrat, la ce trebuie să antrenori, să lucreze. Era posibil și de câștigat și finala. Pentru acești boxeri, o nouă provocare va fi luna noiembrie la campionatul mondial Under 18 din Spania. De data asta va fi mult mai greu. Este posibil de încet, acum am văzut că nu numai anul acesta noi am obținut așa rezultat, noi anul trecut. La campionatul european tot am adus 5 medalii de bronz, pentru care 2 din această echipă, că acum 2 boxeri, tot au cucerit medalia de bronz. Dumneavoastră sunteți și la lotul de seniori. E bine că sunt acești tineri care ușor, ușor pot să facă pasul la echipa de seniori? La anul viitor, după campionatul mondial, ei automat trec la U22. Și acolo ar fi altfel. Alt box, alt nivel de box. Clar că știm că la noi boxul matur este mai accentuat, mai... Toate rezultatele care s-au obținut în boxul moldovenesc este numai la maturi. Aici este elita boxului. Și dumneavoastră ați vorbit de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, că sperați să fie mai multe cote, dar la ora actuală cele mai mari șanse sau cel mai de perspectivă este Alexandru Paraschiv. Nu aș zice numai el. Este la domnul Petru Caduc. Sunt boxeri foarte talentați. Este
cum știți chestia, antrenorul meu care m-a dus pe mine la, la așa nivel. Sunt boxeri care, știți, boxul nu este un sport unde poți să numești anume un sportiv și el să fie calificat la Jocurile Olimpice. Mâine pe mâine, în pușca altă. Fostul dumneavoastră antrenor, Petru Caduc, va merge acum la campionatul european din Georgia. Exact. În această lună, din câte am înțeles, va avea 5 discipuli. Ce șanse credeți că avem la, la acest campionat european? Așa cum am înțeles, echipa din Azerbaijan n-ar să fie, echipa Rusiei n-ar să fie, Belarusia n-ar să fie. Mă gândesc că șansele cresc, de zi cu zi șansele cresc. În 2008 ați cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing. La ultimele două ediții, Republica Moldova nu a avut niciun reprezentant la box. V-a lăsat asta cu gust amar? Clar că s-a schimbat și viziunea, așa spun, cu conducerii a sportului moldovenesc. Pentru că, oricum, când nu ai un participant la Jocurile Olimpice din partea sportului care îl faci, este urât, dar ne stăruim. Ne stăruim și cred că în echipă cu antrenorii am scotărâm împreună cu președintele Federației de Box. Am discutat mult pe tema asta. Trebuie, clar, trebuie schimbări, trebuie făcut ceva, trebuie făcut de schimbat tot atmosfera asta urâtă. Și dumneavoastră cum vedeți soluțiile? Ce ar fi bine ca boxul moldovenesc din nou să fie în prim plan? S-a discutat foarte mult și cu antrenori și cu chiar și cu sportivi am discutat. Aici trebuiește o soluție este care, să fim mai uniți. Pentru că fiecare acum s-au separat, stau toți în umbră, nu vreau nimeni să dai o mână de ajutor. Sper ca să fie curând asta o legătură unită între antrenori, ca să putem să facem din sportivii ăștia să-i aducem pe podiumurile, n-are importanță campionatul european, mondiale și de-am Jocurile Olimpice. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Multă baftă la următoarele competiții la care veți evolua. Mulțumim frumos! Mulțumim!